Comisia Privatului numărul 25 din 22.02.2019 în ședință ordinară de lucru. Supun spre aprobare procesul verbal din ședința din 28.01.2019. L-ați avut la... Cine este pentru? Împotrivă? Nu sunt împotrivă. Aș avea ceva de obiectat cu privire la procesul verbal din ședința de luna trecută. La citire cu atenție când s-a prezentat la comisie și ca o părere personală, citește cu atenție acest proces verbal. Își poate da seama ușor că doamna Toma Viorica nu a putut nota tot ce s-a discutat în amănunt, datorită următorului fapt. Nu se discută atunci când te scrii la cuvânt și ne bat întâi la subiect. A rugat-o cu doamna președintă, cine o lea mai atent, ne scrim la cuvânt, vorbim ca să poată și doamna să noteze. O să vorbește ăla, vorbește ăla, nu putem nota ca noi. Procesul verbal este o bramurea. Atâta am avut. Mulțumesc. Da, nu am șor dacă dați domnului. Da, spune. La procesul verbal de luna trecută s-a menționat că am părăsit ședința. Am părăsit ședința pentru că mi-a fost frig. N-am plecat de capul meu. Vă mulțumesc. Altcineva? Supun spre aprobare procesul verbal din ședința din 5.02.2019. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la ordinea de zi. Supun spre aprobare ordinea de zi. Trebuie prezentată. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, cred că e bine să precizăm în lista domnului secretar al comunei, care este plecat în interes de serviciu. O să-i supunem că, efectiv, e vorba de atributele pe care le are domnului secretar. Doamna juristă, pot să reamintesc, dar de obicei ordine de zi pentru primul moment al vederii, respectiv pentru adoptare. La primul reactualizarea componenței comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Bogdănești, rezultatul inițiator, Comisia de Specialitate numărul 3. Punctul al doilea, un proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de raza comunei noastre pentru anul școlar 2019-2020. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Punctul al treilea, înseamnă un proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii calificative pentru performantele profesionale individuale ale domnului Mitoi Vasilescu, secretarul comunii, inițiator subsemnatul. Punctul al patru, un proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărire și încomunitățare a localității pentru anul 2019, inițiator domnul Mitoi Vasilescu. Punctul al cincilea, un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2019, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. La punctul al 6-lea figurează un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivul de investiție, realizare rețeavor potabile și canalizare în satele Spitești și Bogdănești, Comuna Bogdănești, Județul Bacău. Inițiator subsemnată. La punctul al 7-lea propun un proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielor finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiție, realizare, rețeapă potabilă și canalizare în satele de Spitești și Bogdănești, Comuna Bogdănești, Județul Bacău. Inițiator subsemnată. Vă propun la punctul al 8-lea un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizate pentru obiectivul de investiție, construire, pod din beton armat, funcție de circulație de feroul sus, zona Slobozie, în satul Bogdănești.
punctual nouă, vine cu un proiect de hotărâre privind modificarea articolului 80 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, aprobat prin hotărâre numărul 44 din 18.10.2017 pentru reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local, inițiator un grup de consilieri locali. Și ultimul punct, al 10-lea, vă propune ca de obicei, probabil, solicitări adresate Consiliului Local Bogdănescu. Să pun la vot ordinea de zi anunțat. Mai aveți un proiect. Proiectul v-a zis. Nu l-a spus, că nu e trecut în indicație. A fost 10, asta a fost 11. Mai e unul care l-a adus domnul Onciu Iubieri. Taxa la un caz, deci. Taxa la un caz, deci. Arana. Bun, sunteți de acord? Da, da, 11 puncte. Inclusiv, aici, mă rog, m-am zis, eu le-am considerat într-adevăr salvaje pentru că e o oportunitate. Este un instrument de lucru referitor la problematica în sine, de salubritate. Să pun la vot ordinea de zi anunțată. Mulțumesc. Și acum, conform regulamentului, invit să preia conducerea președintele de ședință. Doamna Cătălin. Da, mulțumesc frumos. Trecem la primul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componentei consumiților de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Bogdănești de Dubacău. Prezintă domnul Consiliul de Specialitate numărul 3, domnul Vlad. Da, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bogdănești. Văzând necesitatea reorganizării comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bogdănești, ca urmare a unor modificări intervenite în componența Consiliului Local al Comunei Bogdănești de Subacău și referatul domnului Onciu Vasile, secretarul Comunei Bogdănești, registrat la numărul 573 din 25.02.2019, având în vedere prevederile articolului 54 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor articolului 45 alineatul 6 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, propun articolul 1, reorganizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, după cum urmează. Comisia numărul 1, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Servicii Publice și Comerț, în următoarea componență. Domnul consilier Lucu Octavian, președinte, doamna consilier Grigore Mioara, secretar, domnul consilier Bruno Venone, membru, domnul consilier Pușcașu Dorel, membru, domnul consilier Grigore Gheorghe, membru. Comisia 2. Comisia pentru Învățământ, Sănătate și Familie, Cultură, Protecție Socială, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Activități Sportive și de Agrement, în următoarea componență. Doamna consilier Cătălina Mareșica, președinte, domnul consilier Vlad Gheorghe, secretar, domnul consilier Chitic Vasile, membru. Comisia numărul 3, Comisia pentru Administrație Publică Juridică, Apărare Ordinii și Liniștii Publice, a Drepturilor Cetățenilor, Gospodărie Comunală și Protecția Mediului, în următoarea componență. Domnul consilier Vlad Constantin, președinte, domnul consilier Vancea Carmel, secretar, domnul consilier Stan Șion, membru. Articolul 2. După aprobare, primarul comunei, domnul Andrușca Nicolae și doamna Răcăuțanu Romele, consilier în aparatul de specialitate al primarului, comunei vor aduce la îndeplinire hotărârea. Articolul 3. După aprobare, secretarul comunei, domnul Ciori Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabil, consilierul local nominalizat la articolul 1 și instituției prefectului de Subacău. Atât. Comisia numărul 3, Comisia Juridică, a dat aviz favorabil în ședința de ieri pe comisie. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dacă dorește ceva să... Aici aș avea o observație. În legătură cu organizarea Consiliului Local, asta e, fără îndoială, înseamnă voința exclusivă a consilierilor. Nu văd ce trebuie cu aducerea la îndeplinire, faptul va așeză așa un număr de număr. Nu-i mare lucru, dar nu văd cum ar implica pe mine întrebarea. Dumneavoastră votați, sunteți în măsură singuri ca să hotărâți una sau altă, dacă sunteți de acord cu organizarea propusă. Așa, dacă m-a întrebat pe mine, mi se pare logic. Cei care au fost mai, au venit mai târziu în Consiliul
mod firesc trebuie să-l găsească locul în mod oficial în una dintre comisii, atât. Mulțumim. Supus că aprobă. Cine este pentru? Potrivă să țin ceva. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare de pe raza Oatea Bogdănești pentru anul școlar 2019-2020. Rugămintea mea să închideți telefonul, vă rog. Perioada ședinței s-a închidat. Da, la acest proiect de hotărâre se propune, la articolul 1, organizarea rețelei școlare pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul preșcolar pentru anul 2019-2020, la instituțiile de învățământ pe raza Comunei Bogdănești. Articolul 2, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Ciori Vasile, va comunica hotărârea domnului Arușcă Nicolae, primarul Comunei, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Instituției Prefecturii Județului Bacău. Comisia numărul 2 a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Da. După cum știți, am mai avut un proiect asemănător, de fapt, același proiect într-una de cele trecute. Aceasta este doar pentru acordarea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare din Oate Bobenești. Pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Dacă îmi dorește cineva să spună părerea, să întrebi ceva. Dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotriva să ține ceva. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii calificativului pentru performanțele profesionale individuale ale domnului Ionciu Vasile, secretar comun. Inițiator, domnul primar. Am să dau citire mai întâi proiectului de hotărâre care conține două articole. Propun la primul articol aprobarea propunerii de acordare a calificativului de evaluare performantelor profesionale individuale ale domnului Ionciu Vasile, secretar al Comunei Bogdănești de Bacău, foarte bine, pentru anul 2018. Articolul al doilea, aprobare, hotărârea va fi comunicată de către domnul Ionciu Vasile, secretar comunei, primarului Comunei, doamne Toma Viorica, referent de resurse umane și instituții prefectului Județului Bacău. Ați luat cunoștință în cadrul comisiei, probabil ieri, de motivate aceste propuneri, respective expunerea de motive. Se poate porni de la ideea că domnul Ciori Vațire, secretarul comune, face parte din organigrama aparatului de execută pe care îl coordonez și are calitate de funcționar public. Există o legislație specifică în ceea ce privește funcționare publici, au drept în mod legal la o carieră specifică care este stabilită printr-o lege care se numește Statutul Funcționarilor Publici. Există de asemenea norme metodologice care ghidează evoluția acestei cariere. Respectiv este o hotărâre de guvern 611, dacă ați văzut din 2008. Făcând parte din organigramă, normal că are un statut profesional și niște atribuții bine definite care se găsesc în legea administrației publice locale. Personal consider, am mai spus acest lucru la niște momente similare, îl consider de mare ajutor pentru întreaga administrație locală, nu numai pentru aparatul pe care îl coordonez, ci și pentru Consiliul Local, ca dovadă că proiectele de hotărâri sau informații în ceea ce privește legalitatea, în primul rând, a
proiectează pentru a dobândi calitatea de hotărâri adoptată de Consiliul Local, vă este de un ajutor cert. Același lucru putem spune toți din aparatul primăriei. Este un om competent, este un bun coleg. Are un sistem de valori și de exigențe proprii, fapt care m-a determinat să-i acord sau să-i propun acest calificativ care să fie însușit și de instituția pe care o reprezentă. Mulțumesc! Comisia numărul 3. Comisia numărul 3 a avizat în mod favorabil acest proiect de hotărâre. Da, chiar dacă domnul secretar astăzi nu este prezent între noi, eu țin să-l felicit. Felicit, deoarece dumneavoastră nu a lipsit la nicio ședință de Consiliu Local. Îi felicit pentru toată activitatea depusă în această perioadă, pentru faptul că ne pregătește în permanență documentele pentru studiu, asigură legalitatea dispozițiilor emise de domnul primar, anunță chiar și publicul, aduce la cunoștință publicului toate actele normative adoptate de Consiliul Local. Este un om integru, cunoaște legea, se comportă într-un mod excepțional cu toți consilierii locali, pentru aceea țin să-l felicit și consider că merită pe deplin calificativul de foarte bine. Mulțumesc! Da, domnul Grigore. Doamna și domnul consilier, în legătură cu domnul secretar, este un bun profesionist, un om de echipă și îi urez multă sănătate, fericire și îndeplinirea tuturor condițiilor care sunt în primărie și îi urez să țină tot așa. Vă mulțumesc! Și noi, cei de la Comisia, voi am studiat ieri acest proiect de hotărâre. Îl cunoaștem pe domnul Conciu de mulți ani. Știm că este foarte bine pregătit profesional. Este un om de bază al primăriei Bogdănești. Nu avem cum să-i reproșăm. Îi dorim în continuare mult succes și îl felicităm și dorim să aibă în continuare să-și îndeplinească la fel de bine și la fel de competent în activitatea dumneavoastră. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Calificativul foarte bine. Mulțumim. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărire și înfrumusețare a localității în anul 2019, inițiator, domnul viceprimar. Doamne și domnule consilier, dumneavoastră a făcut proiectul la mapă, l-ați citit. Trecem la propunere, la articolul 1. Aprobarea programului de gospodărire și înfrumusețare a localității Bogdănești de sub Arcou pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2, după aprobarea hotărârii, va fi dus la îndeplinire de domnul Grigore Gheorghe, viceprimarul Comunei Bogdănești de sub Arcou, domnul Stânga Ion, referent, și domnul Andrușcă Constantin, referent, șef SFSU. La articolul 3, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Nicolae Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, domnul Grigore Gheorghe, viceprimarul, domnul Stânga Ion, referent, domnul Andrușcă Constantin, referent, șef SPSU și instituții prefectul județul Bacău. Avem la avansat raportul de avizare a Comisiei numărul 2, avizul domnului Nicolae Vasile, și expunerea de motiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. După cum a spus domnul viceprimar, Comisia numărul 2 a dat aviz favorabil. Vă invit la discuții. Aici cred că aveți mai multe de spus. Vorba despre protejarea mediului, despre ameliorarea, dezvoltarea infrastructurii.
continue. Supun spre aprobare, bă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2019. Inițiator Comisia numărul 2. Acest proiect de hotărâre are două articole care se referă la următoarele. Articolul 1. Aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă de prezentul proiect de hotărâre. Și articolul 2. După aprobare, secretarul Comunei domnul Mocioi Vasile va comunica hotărârea primarului domnul Comunei, doamnei Scutarul Domnița Elvira și instituției prezentului, despre Vago și o aducerea cunoștință publică prin afișare. Cum este și firesc, Comisia numărul 2 a dat și raportul de avizare favorabil pentru acest proiect. Haideți la discuție. Cine este pentru? Împotriva, se abține cineva? Mulțumesc. Am ajuns la proiectul de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții rețea, realizare rețea apă potabilă și canalizare în satele Filipești și Bogdănești, Comuna Bogdănești. Inițiator, domnul primar Andrei. Dau cuvânt. Da, o să dau citire mai întâi proiectul de hotărâre, care cuprinde trei articole, după cum urmează la primul articol. Propun actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, realizare rețea apă potabilă și canalizare satele Filipești și Bogdănești, Comuna Bogdănești de Săbașevu. După actualizare, suma totală va fi de 15.048.726 lei, din care CPRUSEM, adică construcții și montaje, 10.795.881 lei cu TVA, articolul al doilea. După aprobare, primarul Comunei, domnul Andrușcă Nicolae și doamna Răcăuteanu Romilia, consiliere în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, vor duce la îndeplinire hotărâre al treilea. După aprobare, secretarul Comunei, domnul Cioi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, domnului Stângă Ion, referent urbanist, compartimentul financiar, contabilitate și instituție prefectului județului Bacău. Ați avut spre studiu și avizare și acest proiect de hotărâre, care are o trăsătură comună cu celelalte două care urmează. Am pornit în expunerea de motivă oarecum similară pentru toate cele trei proiecte de hotărâre. De la programul de investiții pe care îl are Comuna Bogdănești, fără îndoială am mai discutat și la niște deliberări precedente, este proiectul de investiții cel mai așteptat de comunitate și poate înseamnă cea mai mare anvergură în ceea ce privește complexitatea, utilitatea și, fără îndoială, finanțarea lui. Am mai arătat în expunerea de motive contextul în care s-a ajuns la această actualizare a costurilor. Pentru că noi am mai aprobat, dacă v-am mai amintit odată, indicatorii tehnico-economici, că
am invocat și reamintesc, am luat cunoștință de acest lucru și de un act normativ emis de Guvernul României, și anume este vorba de ordonanța de urgență 114, care a fost emisă în luna decembrie anul trecut, cu mai multe măsuri în ceea ce privește mediul economic din țară. Ceea ce a condus în mod direct la această actualizare a costurilor investiției este una dintre măsurile cuprinse în această ordonanță, și anume o măsură care este de natură să stimuleze investițiile, mai precis forța de muncă care este într-un deficit consistent, cam 50% din ceea ce ar trebui să muncească pe șantierele țării, și pentru a motiva pe muncitori și evident pe administratorii firmelor de profil, practic s-a majorat salariul minim, care a ajuns pe la 3.000 de lei. Impozabil înseamnă un câștig net pentru muncitori în situația respectivă de 2.400, după care rețin. Și această măsură care vine în favoarea celui care muncește în mod concret la realizarea investiției, mai sunt și niște măsuri fiscale, dacă vă mai amintiți. Adică au fost reduse o parte din contribuțiile pe care le datorează antreprenorii de entități economice, deci micșorarea obligațiilor la bugetul de stat. În acest context, fără îndoială că antreprenorii de firme și-au căutat compensarea care a ajuns până la beneficiar în ceea ce privește creșterea manoperei pe ofertele financiare, plecând de la reconsiderarea devizului, că o să ne întâlnim și cu acest lucru, nu se poate una fără alta, devizul care este sarcina profesională a proiectantului, a fost el modificat, respectiv la cheltuielile privind manovra, costurile au urcat mai mult decât semnificativ dacă ne raportăm la veniturile bugetului local din Bogdănești. Este o situație impusă de legislație, de un context al mediului economico-social. Evident că dorința noastră certă este de a merge înainte și de a găsi soluții. Mă gândesc la venituri. În același timp, pentru că noi avem finanțarea de la Ministerul Dezvoltării, cu care suntem într-o relaționare continuă, mi s-au solicitat exact aceste documente. Reconsiderarea devizului general, actualizarea devizului, care cuprinde și acești indicatori tehnico-economici pe care am menționat. Respectiv, valoarea totală pe care am comunicat-o, 15.048.626 lei, din care construcție și montaj, 10.695.881 de lei cu TVA, atât deocamdată. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Doamne și domnule consilieri, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâre și a rog la aviz favorabil. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Nu e la discuție. Doamna președinte, vă mulțumesc pentru cuvântul acordat. Eu aș avea o opinie personală. Aș ruga pe domnul primar să ne prezinte și nou să spui data exact când se începe lucrările printre apă și canal. Lumea
pe noi tot ne întreabă când bagați apă, când bagați. Noi tot aprobăm proiecte și poza la frumozia de 2 ani de zile s-a aprobat, nici nimic, tot stat pe loc. Când se apucă de lucrări? Ca să spun și noi la oameni, ca să știi că. Vă mulțumesc. Are legătură cu ordinea de zi cu proiectul? Păi da, aici la punctul la 8 și cu potul peste frumozia. Acum discutăm despre rețeaua de apă și canalizare. Da, întâi totul la loc. Dacă ați fi fost atent la ședințele anterioare, ați putut înțelege situația de fapt. Sunt lucruri care depinde noi și care nu depinde noi. Că nu noi primăria începem constructorul, începem conform contractului. Da, hai să o facem pentru totdeauna, nu mai este tot timpul. Doamna președinte, vă rog să procedați conform legii. Chemați la ordine pe cei care nu respectă lucrurile elementare. Știu, am precizat și cu alte ocazii, pe 15 ianuarie am semnat contractul de execuție, care în prima fază înseamnă proiectarea. Depinde de noi, numai în momentul când vom primi documentele de proiectare. În primul rând trebuie să primim documentate pentru obținerea avizelor necesare, sunt vreo 10 avize pe care trebuie să le obținem. Avizele sunt necesare pentru a putea emite autorizația de construire. Atunci putem vorbi despre execuție propriu-zise. În momentul când se va emite autorizația de construire, pe care o emit personal conform prerogativelor legale, se va emite ordinul de începere. Ordinul de începere a fost emis deja pentru partea de proiectare. În momentul când se va finaliza prima parte, vă reamintesc, sunt convins cu unele dintre dumneavoastră, vă reamintesc, noi am scos la licitație, deci pe procedura de achiziție publică, atât partea de proiectare, cât și partea de execuție. Tocmai pentru a câștiga timp. Deci, undeva, probabil, de la începutul verii, depinde și de adoptarea bugetului, fără îndoială. Eu m-aș gândi la altceva, exact ceea ce o să discutăm la punctul următor. De unde vom găsi bani ca să putem plăti cheltuieli suplimentare urmare a ordonanței de urgență a Guvernului 114. Aici mi-ar fi de mare ajutor să identificăm sume disponibile, că pot fi disponibilizate. O să apară conform obligațiilor pe care le avem față de Ministerul Dezvoltării, panourile de informare au fost date în execuție, probabil în cursul zilei de mâine sau vineri, o să le aducem și o să procedăm în mod direct la informare. Chiar îl rog pe domnul viceprimar să se intereseze în mijloc de transport. Am vorbit deja cu cei care la un lucru, mâine sau poimine îl aducem ca să poată fi de folos pentru informarea concertenilor. Atât. Mulțumesc. Dacă altceva mai dorește să spună ceva. Dacă nu supun spre aprobare, cine este pentru? Dacă vreau să obțin cele. La proiectul numărul 7, acesta se referă la aprobarea cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții, realizare, rețea apă potabilă și canalizare în satele Filipești și Bogdănești, cu numele Bogdănești de Sumacău, inițiator pe domnul primar Adușca. Da, da. O să vă prezint mai întâi proiectul de hotărâre. Tot trei articole conține. Încep în mod firesc cu prima dintre aceste prevederi. La primul articol propun aprobarea actualizării cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiție, realizare, rețea, apă potabilă și canalizare, satele Filipești și Bogdănești, Comuna Bogdănești de Sumacău. După actualizare, suma totală va fi de 1.689.149 lei cu TVA. De la
prima valoare, cea cu care am plecat la drum, atunci când am realizat și am depus documentația pentru obținerea finanțării, care era de vreo 350 de mii, odată cu creșterea valorii reprezentând manopera, s-a ajuns la 1.689.000, deci mai pe o înțelegere simplită, vreo 16 miliarde, numai pentru cheltuielile de manoperă. Se potrivi pe situații imprevizibile, așa cum definește motivul principal ordonanța amendită 114, ca și un articol din contractul pe care l-ați cunoscut în ședința trecută, se numește ajustarea contractului, pot să apară costuri suplimentare și pe partea materială. Este de așteptat, după considerentele analiștilor economici, că acestea nu vor însemna foarte mult, așa cum s-a întâmplat în cazul manoperei. Articolul al doilea, după aprobare primarul comunei și doamna Răcăuțeanu Romelia, consilieră în aparatul de specialitate al primarului comunei Bucnești, vor duce la îndeplinirea hotărârii. Și al treilea, după aprobare, secretarul comunei domnul Antioi Vasile va comunica hotărârea primarului comunei Bucnești, compartimentul și instituții prefecturilor de Bacău. Mulțumesc. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Da. Doamne și domnule consilieri, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâre și a dat un aviz favorabil. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mergem la discuție. Proiectul următor, la punctul numărul 8 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții construire, pozi în beton armat și un fier de circulație peste râului Tuz, zona Jogozia, satul Românești. Inițiator, domnul primar. Deci la acest proiect de hotărâre, evident, propun următoare. La primul articol, actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, construire, pod din beton armat cu un fir de circulație peste Răuitu, zona Slobozie, în satul Bogdănești, comuna Bogdănești, de Tubacău. După actualizare, suma totală va fi de 976.777,40 lei, din care construcție și montaj 903.007,50 lei cu TVA. Articolul al doilea, finanțarea obiectivului prevăzut la articolul 1 se va face din bugetul UAT Bogdănești și alte surse de finanțare legal constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul al treilea, după aprobare, primarul comunei și doamna Răcăuțeanu Romelia, consilieră în aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdănești, vor duce la îndeplinire hotărârea. Și articolul 4, după aprobare, secretarul comunei domnul Nicioi Vasile va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, domnului Stângă Ion, referent urbanist, compartimentul financiar, contabilitate și instituție prefectului județul Bacău. Aș vrea să fac două comentarii aici. După cum vedeți, și aici este o creștere substanțială. Repet, actualizarea a făcut același proiectant care întocmi și primul deviz la studiul de fezabilitate. În baza căruia am accesat fondurile europene. Evident, tot pe, n-aș spune din cauza, nu-i frumos să spunem, dar urmare a ordonanței de urgență a Guvernului 114, crescând manopera, inclusiv pe orizontală, normal, nu mai poți face podul cu valoarea de vidru care era și din 2016. Fondurile europene nu se obțin așa de ușor cum cred una.
aici deja am emis autorizată de construire. După această actualizare, urmează să avem acceptul AFIR-ului, Agenției de Finanțare cu Conturile Europene de la Iași, pentru proiectul tehnic. Se declanșează licitația și apoi construcția, sper, în primăvară. Evident că sper cel mai mult alături de dumneavoastră. Cam atât de cam dat. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Da. Doamne și domnule consilieri, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâri și a dat un aviz favorabil. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum solicit o pauză. Suntem la ultima, la ultimul proiect de hotărâri, da? Da, mai avem două. Până la... Mai sunt trei. 90-11. Nu, la, suntem la 9, da? Da. Solicit o pauză. Păi suntem consiliere. La 8, că n-am terminat. Da, cu... Conform legii. Da. Păi am solicitat dacă cineva dorește să fie aprobat. Nu, atunci am supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumim. Acum urmează pauză. Da, da, acum solicit consilierul PCD să ne întâlnim pentru discuție. Ală de părăsirea ședinței de către un număr de 4 consilieri. Da, 10 prezenți din 10. Din cei 10 prezenți, propun numirea unui nou președinte pentru continuarea ședinței. Da, propun. Pe domnul Mărcu Octavian. Domnul Chitic? Dacă l-au propus, domnule, că vreau să... Aprobare. Supun spre aprobare noua numire de președinte. În unanimitate. Da, vă mulțumesc, doamne și domnule consilieri, pentru vederea acordată. Trec la ordinea de zi, la numărul 9, punctul proiect de hotărâri privind modificarea articolului 80 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, aprobat prin hotărârea numărul 44 din 18.10.2017, pentru reacționarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, inițiator în grup de consilier local. Dau cuvântul domnului consilier Vlad Constantin. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 80 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, aprobat prin hotărârea numărul 44 din 18.10.2017, pentru reactivarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Văzând necesitatea modificării articolului 80 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucnești și Bacău, numărul 44 din 18.10.2017, pentru reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, Bogdanești, având în vedere prevederile articolului 40 din legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în temeiul dispozițiilor articolului 45 alineatul 6 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, propune articolul 1. Modificarea articolului 80 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Bogdănești de Bacău, numărul 44 din 18.10.2017, pentru reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, după cum urmează. Subpunctul 1. Articolul 80 din regulamentul de organizare și funcționare local să se modifice și să aibă următorul cuprins, articolul 80, indice 1. Pentru participare la lucrările Consiliului și ale Comisiilor de Cercetare, consilierii au dreptul la o indemnizație maximă lunară. Și punctul 2. Indemnizația maximă lunară pentru membrii Consiliului care participă la numărul maxim de ședințe al Consiliului și al Comisiilor de Cercetare va fi un procent de 10% din indemnizația brută lunară a primarului. Subpunctul 3. Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizație potrivit articolului 2 este de o ședință de Consiliu și două ședințe de comisii de specialitate pe lună.
subpunctul 4, plata indemnizațiilor stabilite prin prevederile articolului aliniatul 2 se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local. Subpunctul 5, consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pentru care le-au făcut în exercitarea mandatului în condițiile legii. Articolul 2, după aprobarea primarului Comunei Bucănești și compartimentul financiar contabil, se vor duce la îndeplinire hotărârea. După aprobare, articolul 3, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul Comunei, domnul Moncioi Vasile, compartimentului financiar contabil, primarul Comunei Bucănești și instituției prefecte. Inițiatori, consilierii Vlad Constantin, Vâlcu Octavian și Burmă Benoni. Comisia de specialitate numărul 3 în ședința de ieri a dat un aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. Din punctul meu de vedere, deocamdată comisia numărul 1 ieri, da. La fel. Doamne și domnule consilier, comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat un aviz favorabil. Vă mulțumesc. Vreau să scrii ceva la cuvânt? Da, domnul Vlad Constantin, ia cu domnul. Domnul consilier care a rămas la ședința respectivă, ca inițiator acestui proiect de hotărâre, mă simt obligat moral, întrucât o parte din dumneavoastră nu erați în perioada trecută, în anul 2017 și 2018, ca să vă fac un scurt istoric, să vă dați seama despre ce este vorba. Deci, până în luna iulie 2017, consilierii locali erau plătiți conform regulamentului de funcționare și organizare a Consiliului Local, articolul 80, cu 5% din indemnizația primarului per ședință. Din luna iulie 2017, mă scuzați, a intrat în vigoare legea salarizării unice, legea 153 pe 2017. În perioada atunci, când eram consilier, s-a supus la vot în Consiliul Local salariile conform noi grilii de salarizare a 153 personalului bugetar. Punct. Deci nu facem referire la... La vremea respectivă, cei care au fost consilieri, îmi fac și mea culpa, nu ne-am interesat de legea asta, 153, din care făceam și noi parte. Nu s-a pomenit nimic. Noi am votat ca, nu mai zic, n-am cuvinte, s-a votat. A ajuns această hotărâre la Bacău, prefectura a trimis notă de observatorie înapoi, că trebuia pomenit ceva de consilieri. În luna octombrie 2017 s-a făcut un proiect de hotărâre prin care, tot așa, tacit, s-a spus că trebuie aprobat din 4 în 4 ani regulamentul de funcționare a Consiliului Local. Cu toate că regulamentul era din 2005, nu era din 2000. Așa. La fel, nici noi n-am fost isteți spus pe românești, nu ni s-a spus, băi, vedeți că intrați și voi ca și consilier local. Așa. Și am aprobat vechiul regulament. Și s-a rămas cu 5%. Dar în perioada iulie, decembrie 2017, ni s-a dat 10%. Să spuneți dintr-o greșeală doamnei contabil. Noi, de bună credință, am dat diferența aia înapoi la Consiliul Local. În aprilie 2018 am făcut tot același proiect de hotărâre, prin care la fel s-a spus al consilierii PSD, nu s-a votat și nu a trecut. Mergând mai departe, în ultimele două luni, am constatat cu toții că s-a făcut aici, la Consiliul Local, televizat public, că există excedent bugetar. Au fost nevoie de dat diferențele la ADIS. Au fost nevoie de dat, nu știu ce, tot la ADIS. SRL-ul PSD-ului. Au fost. Excedent bugetar, nu se poate pune problema. Ce am gândit noi, consilieri? Fie la început de an, și întrucât încă bugetul nu a venit și nu e aprobat, am pus din nou acest proiect de hotărâre. În referatul doamnei contabil, am văzut, cu respect, prin care spune dânsa că nu se poate pentru că nu s-a aprobat bugetul pe anul 2019. Cu respect o spun, sunt două soluții.
Oricum, noi acest bani nu-i vom primi pentru luna februarie. Îi vom primi pentru luna martie. Deci va fi vorba numai de luna aprilie. Până luna aprilie se va clarifica problema cu acest buget. Doi. Mulțumesc. Lăsați-mă să termin. Da. A doua variantă, ca peste tot, până au fost probleme, există excedent bugetar, se poate face rectificare bugetară. Treburi legale, nu sunt ilegale. Că de la începutul anului, acum, 2019, s-a mărit prin lege salariul primarului și avicii primarului. S-au găsit bani pentru mărirea aia. Pentru asta nu se găsesc. Deci, nu-i vorba că nu rămâne, e ceva legal, nu-i în afara legii, nu întinde mâna la nimeni, este o chestiune corectă. Mai mult, o spun cu tărie, am întrebat consilieri de la 8 comune din jur de aici, inclusiv consilieri județeni, inclusiv consilieri la municipiul Onești, toți atunci, în iunie, au fost informați, li s-au spus, s-au votat cu 10%, așa. Eu cred că din bun curs, sau nu știu cum se spune, era bine să rămânem în sală și să votăm acest proiect. Profit din insistența domnului viceprimar, care face parte din rândul consilierilor locali, puteți să notați acolo, tot noi să ne gândim că se poate face și lucrul ăsta legal, conform statutului și regulamentul de urmă. O să propunem și schimbarea viceprimarului, că avem, noi îl propunem, noi îl aprobăm. Și să vedem dacă se încalcă legea. Dacă nu se încalcă legea, atât am avut. Vă mulțumim. Dacă nu mai e cineva, eu aș vrea să fac și o mențiune. Am rugat pe doamna consilier a primării Toma Viorica să constateze în procese verbal demisia domnului viceprimar, Rigore Ghiori. Nu se poate așa, domnule. Nu se poate. Ei, nu te repede, nu se poate. Mai e ceva cuvântul? Dacă nu mai e ceva cuvântul, sunt de aprobat. Cine este pentru? 6 voturi. 6 voturi. Domnul primar, domnul viceprimar, vă știe prezent abținut. Nu participă la ședință. Acum trebuie la punctul 11 de genii, care nu am prezentări în parte. Este vorba despre solicitări. Dar aici e la un casnic cu noi, că asta e. Nu-i nu-l avem în față, nu știu ce să vorbesc. Cine a inițiat proiectul? Domnul viceprimar nu este. Nu mai e în ședință. Părăsiți ședința. Cine îl citește? Dacă îl citește, domnul. Președintele de ședință. Deci a venit un proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxe speciale de salubritate pentru anul 2019 și regulamentul privind salubritatea taxei speciale de salubritate aferente anului 2019 pentru utilizatori non-casnici. Deci este proiectul făcut de domnul viceprimar, are expunerea de motive, vreau mai citesc dânsul știe. Avem raportul de avizare a Comisia numărul 1. Are avizul de legalitate. Și Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil. Vă mulțumesc. Cineva e în discuții? Sunt de aprobat. Cine este pentru?
Trimis pentru. Împotrivă. Tot împotrivă. Acest proiect nu a trecut. Vă mulțumesc. Doamna juristă, avem ceva în solicitări? Da, avem două solicitări. Da. De la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Sanitizare Bacău, adresa numărul 419 din 04.02.2019. Având în vedere semnarea actului adițional 3 la contractul de delegare a gestiunii de serviciu de colectare și transport cu SECE, compania Romprest Service S.A., din data din 1.02.2019, vă aducem la cunoștință faptul că în baza acestui act contractual se modifică astfel. Colectarea deșeurilor menajere de la utilizatorii nu în caz nici se va efectua în cadrul aceluiași program de lucru, în amestec cu deșeurile asimilate menajeri generate de utilizatorii non-casnici. Ritmul de colectare al deșeurilor reciclabile pentru toate categoriile de utilizatori este următorul. Pentru deșeurile de hârtie și carton, o dată la două săptămâni. Pentru deșeurile de plastic metal de la utilizatorii casnici, o dată la două săptămâni. Pentru deșeurile de hârtie carton, precum și deșeurile de plastic și metal de la utilizatorii casnici, utilizatori non-casnici din zona caselor, o dată pe lună. Și o altă adresă, tot de la Adis Bacău. Având în vedere prevederile articolului 59, aliniat 4 și alinia 6 din legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, potrivit cărora pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în deșeurile municipale și comunale ADI, UAT, UAS, au dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare și obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri. Care utilizează sume încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare exclusiv pentru scopurile care le sunt destinate. Și aici, în anexă, este un protocol pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, valorificarea deșeurilor de ambalaje, pe care le-ați avut la dosarul ședinței. Atât. Nu mai sunt alte solicitări, declar ședința închisă. Vă mulțumesc.